Guvernul este hotărât să reducă serios cheltuielile bugetarilor. Există și un proiect de ordonanță de urgență cu măsurile ce vor fi luate. Jurnaliștii TVR au citit documentul care prevede, printre altele, înghețarea salariilor în instituțiile publice și interzice achizițiile de mașini și mobilă. În plus, nu va mai fi permis cumulul pensie-salariu în cazul angajaților la stat care primesc acum ambele venituri. Executivul vrea să taie și din banii bugetarilor cu titlul de doctor. Aceștia ar urma să primească o indemnizație lunară egală cu jumătate din nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Se vor elimina și bugetele pentru cursurile de formare profesională și team building-urile. Aceste măsuri trebuie să fie stabilite la nivelul ministerelor de linie, la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în deplină coordonare cu Ministerul Justiției în vederea identificării și asigurării legalității și constituționalității unei astfel de măsuri.